Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv. În această vară, în pauza de campionat, Zimbru s-a confruntat cu mai multe schimbări în staful tehnic. De la echipă au plecat Sorin Colceag și Marius Codescu, iar la cârma galben-verzilor a fost numit un nou antrenor principal. În cele patru partide de la reluarea stagiunii, zimbrii nu au obținut puncte doar în duelul cu rivala Șerif, iar aducerea unor jucători importanți a făcut ca jocul formației chișinăuiene să arate mult mai bine. Despre perspectivele celor de la Zimbru, obiectivele în continuare ale echipei, vom discuta cu invitatul din studio, antrenorul principal al galben-verzilor, Vladimir Aga. Vladimir, bine ai venit la emisiunea Obiectiv Sportiv. Da, bună seara, bine v-am găsit. După cum spuneam, au fost mai multe schimbări la echipa Zimbru Chișinău în pauza turului de campionat din această vară. De la echipă au plecat Sorin, la fel și Marius, și în cele din urmă, de la antrenor secund, Vladimir, ai făcut pasul spre timona echipei Zimbru Chișinău. Cu siguranță vom discuta despre toate perspectivele echipei galben-verzilor. Etapa 19 s-a desfășurat în finalul săptămânii trecute. Zimbru a scos un punct în deplasare de la Milsami. Vom discuta și despre această etapă, dar mai întâi propun, Vladimir, să urmărim rezumatul celor patru partide care au avut loc la finalul săptămânii. Sâmbătă, în primele meciuri, Milsami a remizat pe teren propriu cu Zimbru, scor 1-1. Gazdele au început bine meciul și Stânel a încercat cu un șut pe portarul Kovaliov, care a respins, iar în aceeași fază, Nazar a ratat o oportunitate bună de a deschide scorul. Ulterior, Furtuna a comis o gafă mare, însă același Nazar nu a putut profita din postura de singur cu portarul și a trimis alături. Replica zimbrilor a venit prin Șoimu, care în urma unui contraatac a șutat, însă Chirinciuc a fost la post. Astfel, până la pauză, tabela nu a suferit modificări, iar în partea secundă, la 5 minute de la reluare, Zagaevski a prins un șut în forță și a deschis scorul pentru Vulturi. Imediat oaspeții au pornit asalturile la poarta adversă și după mai multe ocazii, fundașul Prepeliță a restabilit egalitatea în minutul 66. Postică putea aduce victoria lui Zimbru pe final, însă a șutat slab din interiorul careului și astfel duelul s-a încheiat cu o remiză. Într-un alt meci, Șerif Tiraspol a dispus cu 2-1 de a doua clasată Sfântul Gheorghe Suruceni. De doar 10 minute au avut nevoie Viespile pentru a deschide scorul prin Belousov. Gazdele și-au dublat avantajul până la pauză după ce a înscris și Kendeș. Oaspeții au putut doar să reducă din diferență în partea secundă prin Mandricenko, astfel că Șerif s-a distanțat la 14 puncte față de Sfinții în clasament. Un adevărat thriller a avut loc la Ternovca, unde Dinamo Auto a cedat în fața Speranței cu 3-4. Duelul a început bine pentru gazde cu un autogol al lui Moschera, însă Sandu a egalat pentru oaspeți. Bobrov a dus-o din nou un avantaj pe Dinamo înainte de pauză. În mitanul secund, Dragan a restabilit egalitatea, însă Makritski a înscris pentru 3-2 în minutul 63. Finalul le-a aparținut fotbaliștilor pregătiți de Cristian Efros, când același Sandu a marcat pentru 3-3, iar Ambasa a adus victoria oaspeților cu o reușită în prelungiri. În fine, Petrocub a obținut o victorie chinuită în fața codașei Codru Lozova, scor 1-0. Unicul gol a venit în ultimul minut al primei reprize, când Ambros a transformat o lovitură de la 11 metri. Etapa 20-a a Diviziei Naționale la fotbal se va disputa pe 31 august și 1 septembrie. Revenim la emisiunea Obiectiv Sportiv, în care discutăm despre echipa Zimbru cu antrenorul principal, Vladimir Aga. Așadar, o remiză împotriva celor de la Milsami, o echipă a celor de la Orhei, care se confruntă la fel cu ceva probleme, însă este un rezultat echitabil, având în vedere de ceea ce am văzut în imagini. Da, cred că, cum ați văzut, pe de o parte și pe de alta au fost ocazii. Deci, îndeosebi prima repriză, Milsami ne-a dominat, da, ca și posesie și ca ocazii, a fost peste noi. Din păcate, nu, cum am și spus, nu, jucătorii nu și-au îndeplinit sarcinile propuse de noi, staff tehnic, nu a fost, jucătorii ofensivi nu au fost agresivi. Le-au permis mult prea ușor celor de la Milsami să ajungă în preajma careului nostru, unde am avut probleme. Da, au avut nenumărate ori câteva ocazii de a înscrie. Am scăpat cu fața curată, dar până la urmă, deci, scorul ați văzut, 1-1. Din păcate am avut și noi pe finele reprizei secunde, am avut un depozit că a scăpat 1-1 și...
A șutat slab. A șutat slab, da. Din păcate, preluarea așa trebuia să o prea mai pozitivitoare, dar în fine, asta e fotbal. Da, până la urmă am scris Prepeliță, care este fundaș central de meserie, denotă acest fapt că se descurcă din ce în ce mai bine fundașii. Dacă ținem cont că în celelalte meciuri au marcat jucătorii din ofensivă, ca Șoimu, Pâslă. Da, golul, după cum ați văzut, l-a marcat în fază fixă, deci era normal să stea în care l-a opus. Acolo s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit și a înscris gol. Deci l-a prins unde trebuia. Da. Spuneam că de la reluarea stagiunii, Vladimir, Zimbru Chișinău a avut un meci în deplasare cu Șerif, o partidă interesantă în care Zimbru a arătat o evoluție bună, însă în cele din urmă a cedat. A fost singura înfrângere până acum de la reluarea stagiunii, pentru că în următoarele partide Zimbru a obținut puncte. Mă refer la victoria cu Speranța, după care remiza cu Dinamo Auto și acum cu Milsami. Plecările lui Sorin și Marius au adus totuși o schimbare benefică sau altceva e la mijloc? Nu, în primul rând Marius cu Sorin au pus suflet și cunoștință în Zimbru, în familia Zimbru, da. Probabil sau ceea ce acum la Zimbru e și meritul lui lor, ambilor. Deci s-a lucrat foarte mult prima jumătate de sezon. Din păcate nu am avut rezultatele care ne le-am dorit, dar eu fiind în stafful tehnic ca antrenor secund, deci s-a lucrat, nu pot să spun că nu s-a lucrat. Dar acum am spus cu stafful tehnic nou, încercăm să continuăm tot ce mai bun a lăsat Sorin și încercăm să mai aducem și încă ceva surplus la tot ce s-a construit până acum. Sperăm pe viitor să ne dea rode și mai mari. Eu înclinam spre aceea, Vlad, despre evoluția echipei, pentru că înainte de încheierea turului de campionat, Zimbru obținea, dacă nu rezultate proaste, atunci chiar și evoluția jucătorilor nu era la nivel. Acum însă parcă s-a schimbat. Poate e vorba de aducerea unor jucători importanți, cum ar fi Artur Patraș, Eugen Sidorenco a revenit la echipă. Sunt niște jucători din linia mediană care probabil au schimbat cursul jocului. Da, la momentul de față vedeți că a venit Patraș, Kaluger, Sidorenco, Maxim Șoimu, deci sunt jucători care au adăugat frumusețe jocului, da, calitate și vă spun și noi încercăm să adăugăm ceva încă în procesul de antrenament, încă ceva în construcție și multe altele, deci încercăm să facem relația de joc dintre ei cât mai mult mai bună, da, și să facem un joc spectaculos. Încercăm marea parte, tot ce asupra la ce lucrăm este să ținem noi de minge, să controlăm noi jocul. Da, din păcate, nu, la moment nu se reușește, dar nu vom renunța până când nu vom obține tot ceea ce ne propunem. Bine, în trecut, dacă mi-aduc aminte bine, la Zimbru se ducea o politică de management așa, mai radicală, cu aducerea unor jucători din Portugalia, mulți stranieri evoluau la echipă, însă au apărut critici ulterior pentru că Zimbru Chișinău este o echipă foarte iubită în capitală, practic clubul care încă mai reprezintă capitala pe arena diviziei naționale la fotbal. Însă ulterior s-a trecut la un management cu bazarea pe jucătorii din școala de fotbal. Este acesta un pas care consolidează echipa Zimbru? Da, sigur. După cum vedeți sau ați văzut, sunt jucători foarte tineri din cadrul Academiei Zimbru, discipolii al lui Zimbru. La momentul de față, ultimele meciuri a jucat și Serafim Cojocar, de care se discută deja mult, Alexandru Graur și nu mai zic ăștia cei mai tineri care au jucat. Nu mai zic de jucători de puțin mai mari ca ei. Deci, la momentul de față, sunt majoritatea discipolilor Academiei Zimbru. Da, cu jucători joacă și la selecționata Andar.
Under 19, da. Da. Under 19. După cum ați văzut, prima jumătate de sezon a jucat foarte mult Alexandru Vakarciuk, în poziția aceeași poziție fundaș stânga, deci tot aceeași vârstă, 2001, un tânăr de perspectivă, tot under 19 selecționată. Acum, la momentul de față, discutăm cu staful tehnic și vrem să aducem un jucător și mai tânăr, de la under 19, vrem să vedem dacă face față și de ce nu să încercăm să-l promovăm. E un jucător, nu am să spun numele, dar e vârsta 2003, anul nașterii. Bine, ca profil? Ofensiv, pentru că încercăm să jucăm un fotbal ofensiv și aici încercăm să vedem creativitatea lor, să vedem ce reprezintă. Și dacă o fac primul pas cu brio, de ce nu să plece undeva să joace top level? Da. De ce întreb, Vlad, pentru că după schimbarea în staful tehnic ai preluat echipa, însă la noi microbiștii tind să vină cu critici, să vină cu păreri mai subiective, pentru că cu siguranță probabil nu-l cunosc pe Vlad Aga, cine este de fapt cu adevărat antrenorul celor de la Zimbru, și vreau să facem o radiografie a carierei tale. Eu aș spune că Vladimir Aga este un fel de José Mourinho, pentru că tehnicianul portughez nu a jucat prea mult fotbal, nu s-a consacrat pe teren, însă a reușit pe banca tehnică. Cum a început, de fapt, să prefere Vlad funcția de antrenor, pentru că cariera de jucător nu a fost atât de prolifică, după cum am spus. Da, evident. Ca jucător nu am obținut nimic. Nimic nu am obținut, evident. Ca jucător eram în Statele Unite, unde în 2009 și în 2010 am fost. Deci eram pe un câmp de fotbal, pe un teren de fotbal, și am văzut cum se antrenează niște mexicani. Faceau antrenamente particulare sau individuale. După care m-am oprit și am spus, stai puțin, nu-mi dădeam seama ce făceau și mi-era foarte interesant, deci m-a intrigat foarte mult. Făceam antrenamente individuale. După care, tot la moment, pe timpuri atunci, am avut traumă la gleznă. Da, deci nici nu mă antrenam. Și trauma care a stat la baza faptului că nu ai mai putut continua ca jucător. Da, nu am mai continuat. După care m-am spus, uite, vreau să încerc și eu. Am furat ceva idei de la ei de acolo, da, de la antrenamente, și am început să pun și eu în practică. La momentul de față am început să antrenez particular și eu în Statele Unite. Deci acolo am început. După care am revenit în țară, prin relații, prin cunoscuți, tot m-au întrebat, uite, am copil, nu vrei să încerci să-l antrenez particular? După care am fost de acord și am început. Slava Domnului, rezultatele au început să vină foarte rapid, să spun. Da. Jucătorii antrenați de mine particular au început să progreseze. La momentul de față am și jucători în Bundesliga, juniori, dar nu știu dacă știți. Mm. Da. Jucători foarte buni, promițători. După ce am început să antrenez particular, tot mi s-a spus, de ce nu încerci să antrenezi și echipe? Da, îmi plăcea foarte mult să lucrez cu copiii. De unde am început, deci am dat start în carieră de antrenor. Deci cam așa am început cu antrenamente individuale. Am început școala voluntari la Râșcanovca, dacă știți unde e. După aia am plecat la Dacia Buicani, unde m-au primit cu căldură, mulțumim conducerii. Acolo am încercat să fac rezultate, echipa avea un desen, avea ceva ca joc ok, și mai departe a venit propunerea de la Zimbru. Da, unde am plecat, și între timp am mai fost secundul selecționatei feminine, senioarele, deci cu Alina Stățencu am ajutat, deci am calificat echipa la campionatul Europei, nu știu dacă știți, în 2016. Da? Alina Stățencu, da, selecționerul. Da, ea era principal, deci mi-a propus să fiu ca secund și cu mare plăcere am acceptat.
Da, ai avut o experiență și la feminin. Da, da, am plecat la Europene împreună cu Naționala Feminină. Da, și acolo o experiență. Tot atunci, în 2016, mi-au propus Zimbru. Dacă ți-ai din spinte, am fost secundul Flavius Stoican. Da. Da, în timp de jumate de an. Am început cu brio, am început campionatul, dacă țineți minte, primele patru etape aveam victorii, Milsami, Dacia, deci... După care a fost problemă cu banii și... S-a produs o ruptură, așa. Da, 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 deci imediat am nimerit într-o gaură în care s-a renunțat. Deci am decis să plecăm de la Zimbru și apoi, continuând iarăși activitatea la Dacia Băicani, ca antrenor de copii juniori. Am acumulat experiență și de la antrenorii care am activat împreună, ca Igor Negrescu, un antrenor foarte, foarte bun. Da, și apoi am venit la Zimbru, după cum vedeți, sunt acum în familia Zimbru. Da, spuneai că ai furat idei de la mexicani. Ai mai trecut probabil și prin Europa, pe la unele școli, cum ar fi Villarreal da. Sau... Da, da, da. Am fost în 2014 la Villarreal, în Spania. 3 săptămâni am acumulat schimb de experiențe. Deci am văzut... O altă față a fotbalului. Da, deci eu și așa eram fanat stilului tiki-taka. Da? Cel al Barcelonei. Exact, da. După aia mi-am dat seama de ce Villarreal produce foarte mult jucători de top. Da, deci am văzut de la mici la mari procesele de antrenamente unde am rămas încântat sau uimit, deci nevăzând, din păcate nevăzând la noi așa ceva sau, mă rog, văzând ceva nou acolo. Unde, pe bune, până la momentul de față am caietul ăla care plecam la antrenamente și scriam tot ce vedeam. Scriam tot ce-mi părea interesant, da, dar practic era tot interesant acolo. Te referi la antrenamentele individuale sau chiar antrenamentele de echipă? Antrenamentele de echipă. Da, acolo am fost în cadrul academiei și vedeam antrenamentele de echipă. Am vorbit cu directorul sportiv atunci, o parinție Jorge. Da, antrenorii nu prea am avut discuții și cu antrenorii, dar nu prea vorbeam engleza și eu spaniola. Era foarte da, dificil. Era dificil, da, evident. După aia, în 2015, am plecat la Dortmund la schimb de experiență, la Marcel Răducanu. Da, am văzut procesul de antrenamente... În stil german. În stil german, dar dumnealui, dacă știți, a fost o perioadă antrenor personal al lui Mario Götze. Deci mi-am dat seama cum Marcel Răducanu a scos un astfel de jucător ca Mario Götze. Deci, wow, mi-am dat seama. Deci, de acolo am furat idei. După care am plecat și în Italia, la Udine, am plecat în Anglia, am fost și la Benfica Lisabona și ultima mea experiență a fost în Portugalia, tot în Liga Națională, la echipa mare, la Moreirense. Moreirense. Da, antrenor fiind petit, fost jucător internațional la Portugalia, care a jucat și cu Figo și cu Cristiano Ronaldo, deci... Am avut întâlnire, am ieșit, am luat prânzul, am luat cina, deci foarte multe am întrebat că a fost antrenat și de Trapattoni, deci o experiență bogată. Și încerc tot ceea ce am luat dintr-o parte, din toate experiențele astea ale mele, încerc să implementez la momentul de față. Dar nici într-un caz nu m-am oprit din a învăța, citesc foarte, foarte, foarte multe cărți, mă însuflu până la momentul de față. Da. Iată așa s-a făcut o radiografie a experienței acumulate de Vlad Aga în străinătate și sunt echipe de top atunci când vorbim de Borussia Dortmund și chiar și aceeași Villarreal, cu siguranță. Cât de dificil este, Vlad, să transpui aceste practici în fotbalul nostru? Mă refer la antrenamentul, pentru că trebuie să menționăm că Vladimir Aga este antrenorul celor de la Under 19, la fel și la echipa a doua, celor de la Zimbru, precum și la prima echipă. Cum îți reușește? Pentru că e multă muncă, ardoare. Da, ce constă? E multă muncă, dar să știți că în pauza de vară, când am avut vacanță, da, să știți că era ceva, deci ceva nu mi-ajungea. Deci mai tare mă oboseam să steau decât lucrul care îl fac la momentul de față. Deci 2-3 antrenamente pe zi. Reușește pentru că antrenamentele echipei
mari sau prime echipe facem în prima jumătate a zilei și Under 19 facem în a doua jumătate a zilei. Deci am pauza asta unde pot să mă recreez. Deci cum implementăm sau ce implementăm, asta deja e altă întrebare. Dacă tot vreți să aflați sau nu mai știu. Nu, este ok. Important ca aceste experiențe să aducă beneficii jucătorilor și echipei pe care o pregătești. Deja cum pregătește antrenorul o formație, mai puțin ne interesează. Rezultatele, asta contează. Bine, din punctul de vedere al tinerilor, vreau să ne axăm pe acei jucători care vin din urmă, pentru că Zimbru are o academie care, iată, a fost condusă, după cum ai spus bine, de Marius Codescu. Sunt jucători tineri la noi, Vlad, care ar putea face pasul mare spre fotbalul profesionist, pentru că în acest studio am avut invitați care au antrenat și ei tineri, jucători, copii și spuneau că situația nu este prea roz. Cum este la Zimbru? Da, la Zimbru lucrurile stau puțin mai bine ca în alte părți, ca în suburbii sau nu mai știu, sau presupun eu, posibil. Deci antrenorii sunt bine pregătiți, deci fiecare antrenor, între timp ce a fost Marius Codescu, deci a venit cu filosofia dumnealui, deci a încercat să o impună în cadrul academiei, antrenorii permanent respectat tot ce propunea Marius Codescu, da, noi toți am fost de acord. La momentul de față, academia, după cum știți, e condusă de Sergiu Ungureanu, da, și dumnealui e un profesionist, cred că e o alegere corectă. Au fost critici la adresa dumnealui. Da, e și normal, e și normal. Ne așteptăm de toate, da. Nu știu, depinde dependență fiecare antrenor ce își propune și pe ce pune accent. Da, deci e o întrebare care putem vorbi toată ziua sau câteva zile la rând. Bine, okay. ce, spre exemplu, ce schemă tactică preferă Vladimir Agu? 4-3-3. 4-3-3, Guardiola. Ofensivă. Ofensivă, da, îmi place să joc ofensiv. Și la Zimbru evoluează în asemenea mod, 4-3-3? Da, mai facem modificări pe alocuri, dar în mare parte încercăm să impunem un joc 4-3-3. Da. Dar mai facem niște translații în timpul meciului, dependență de și de faza defensivă a adversarilor. Un 4-3-3 care pe alocuri se transformă în 4-2-3-1. 4-2-3-1, da, sunt mai multe, da. Pentru că sunt anumite scheme care pe parcursul jocului pot fi schimbate. Evident, dependență de faza defensivă sau dependență în ce zonă mizăm sau punem accentul. Deci dependență și de adversar, vedem ce locuri slabe sunt și la ei, pentru că fiecare echipă are și puncte forte și puncte slabe, da? Și de aici construim strategia pentru jocul care vine. Vlad, din câte mi-aduc aminte așa în fotbalul nostru contemporan, pe la echipe au trecut fotbaliști de prin Africa, pot să numesc multe țări, Burkina Faso, Camerun, portughezi, sârbi, croați, însă nu prea mi-aduc aminte ca la o echipă să fie în timp un jucător din Japonia. Iată că Zimbru are la dispoziție un asemenea jucător. Daisuke Araki este, da, acest jucător. 18 ani are, foarte tânăr. De unde a venit ideea ca să fie adus la echipă? Sau? Da, deci l-a adus un agent de fotbal. La alți antrenamente și ne-a întrebat pe noi staful tehnic ce părere avem dacă ar veni un jucător japonez să încerce la noi, să vadă dacă ar avea o reușită, da? Sau avea posibilitatea să joace. După care, evident, am dat acordul, deci am acceptat, a venit, l-am văzut în antrenamente, mi-a părut un tip foarte interesant, de fapt și este, da? Staful tehnic l-a acceptat, echipa l-a primit cu brațele deschise, e un tip pozitiv, da? Și are calitate bună. După care am spus, băi, e ok, îl acceptăm. E un tip tehnic, e un tip ofensiv, evident, da? După care mi-am dat seama că
ne-am dat seama și am gândit că poate să ne ajute. Da? Da. Atât de tânăr? Da, 18 ani. Avem și mai tineri ca el în lot, da? Și în componența de bază. Dar e un tip care, cu siguranță, jucătorii noștri au... jucătorii tineri care vor să învețe au ce învăța și de la el. Pentru că are lucruri care... poate ceva noi nu avem. Da? Și invers. Deci e un tip foarte interesant. Am înțeles. Vlad, la Zimbru, Chișinău, există o concurență pe posturi? Preferi să faci unele rotații sau ai o anumită echipă de bază pentru meciuri? Nu. Noi cu staful tehnic ducem, deci discutăm în timpul săptămânii și le-am spus tuturor jucătorilor, indiferent de nume, indiferent de vârstă, toți cei care se dăruie în timpul săptămânii la antrenamente au cele mai mari șanse să prindă lotul și să joace. Da. Deci le-am spus că totul depinde de atitudinea și implicarea lor în procesul de antrenament săptămânal. Da. Nu avem favoriți, nu avem, joacă cei care merită și cei care demonstrează. Da. Acum... În axul central nu există jucători care... poate să înlocuiască alți jucători, pentru că la toate partidele am observat duetul Furtună-Prepeliță. Furtună nu că l-aș critica acum, însă a comis-o și în partida cu Milsami. A dat o pasă total greșită. Probabil experiența nu îl prea ajută. Mă refer aici în axul defensiv. Zimbru-Chișinău are jucători care să poată să-i înlocuiască? Avem jucători care poate să înlocuiască, dar la rândul lor și ei sunt tineri și nu prea au experiență. Deci aici poate joacă festa experiența jucătorilor. Da, mult probabil meciul următor vom face schimbări și pe axul central defensiv, dar la momentul în care ne gândim, vedem iarăși cum va parcurge ciclul săptămânal. Dar sunt jucători, la rândul ei avem Ciopa Alexei, l-avem pe Iapără Tudor, jucător tânăr, promițător, tot din vârsta 2000. Deci mai tineri ca ăștia care joacă. Dar vom vedea în timpul săptămânii cum se vor manifesta și ei alții. Preluarea echipei Zimbru în funcția de antrenor principal este cel mai mare examen din carieră, Vlad? Pot să spun de până acum, da? Da. Probabil da, dar vreau să spun că am un staff tehnic în care am încredere 100% în ei și tot ceea ce facem, facem împreună. La noi nu e cineva principal sau nu mai știu ce, tot ceea ce facem împreună. Ne consultăm, vorbim foarte mult, rămânem după antrenamente, facem concluziile antrenamentelor și nu aș spune, la moment poate da, e cea mai mare provocare, pentru că îmi dau seama că Zimbru e echipa capitalei, da? Și avem foarte mulți microbiști și responsabilitatea e foarte mare, evident. Dar am credere în staful tehnic și în jucătorii care sunt și sunt convins că mergem pe calea cea dreaptă. E vorba de timp, avem nevoie de timp, dar din păcate nu prea avem. Ne luptăm contra timpului. Pe calea cea dreaptă, cum ar fi, până la urmă, care este obiectivul până la finalul sezonului? Construirea unei echipe care să se poată bate și cu Șerif sau ne menținem în mocirlă, dacă ne uităm în clasament, penultima poziție? Da, în primul rând vrem să creștem jucători, da? Pentru că avem jucători foarte proprie tineri. Proprie pepinieră. Da, exact. Avem jucători foarte tineri. Am spus că acum vrem să mai promovăm un jucător foarte, foarte tânăr. Între timp, calitatea lor individuală să progreseze, pentru că încercăm să facem ceva interesant, da? Și evident ne dăm seama, pentru că dacă vor crește ca individualități, va crește și jocul echipei și vom avea de câștigat toți. Deci și jucători și să facem și rezultate. Încercăm să formăm o echipă foarte, foarte, o relație foarte bună între jucătorii din echipă. Evident, dacă va fi și asta, echipa va fi la nivel și mai înalt. Da, sperăm până la finalul sezonului Zimbru să continue cu evoluții bune, la fel cum a făcut-o până acum Vlad. Mai am ultimele întrebări, te rog succint. Următorul meci e cu Sfântul Gheorghe în deplasare. Ce așteptări de la această partidă? Acasă.
Acasă, da. Da. Ce așteptări? Nu știu, deocamdată nu am văzut sub ce sistem joacă ei, deși știam ceva informație și din primul tur. Rămâne să ne strângem cu stafful tehnic să vedem ce reprezintă la momentul de față. Am văzut doar highlights-ul contra echipei Șerif, da. Încercăm să ne impunem jocul nostru, să construim jocul nostru ofensiv. Am spus și o mai spun, jocul nostru depinde de noi și mai puțin de adversari. Poate sună prea tare, nu știu, dar încercăm noi să ne facem jocul ofensiv, încercăm să ne impunem noi. Da. Faza defensivă deja evident depinde de sistemul ofensiv a adversarilor. Rămâne să vedem cum ne pregătim contra celor de la Sfântul Gheorghe, dar cu siguranță ce am văzut și clasamentul arată că e o echipă de top în Republica Moldova. Și o ultimă întrebare, Vlad, care este obiectivul sportiv, așa cum este denumirea emisiunii, obiectivul sportiv al lui Vladimir încă neîmplinit și care ai dori să se împlinească? Aici poate să ajungi la o echipă de top în funcția de antrenor? Da, noi toți antrenorii când începem sau nu doar când începem, ne dorim să ajungem cât mai sus. Deci eu cu siguranță promit tuturor celor care mă știu, dar și tuturor care nu mă știu, evident, să nu mă opresc aici nici într-un caz. Deci Doamne ajută, multă sănătate și vreau să doresc să ajung cât mai sus, cât mai sus, indiferent de obstacole care nu le voi întâlni în viață. Deci să ajung sus, dar nu vreau să spun unde sus. Sper să vedeți cu timpul. Să dea Domnul să se împlinească toate obiectivele. Da, mersi mult. La un moment dat erai dezamăgit de prezența numărului de spectatori. Poți veni cu un mesaj către fanii echipei? Da, evident. Vreau să vă rog tuturor de la mic la mare să veniți să susțineți nu doar echipa Zimbru, în genere fotbalul, pentru că fotbalul autohton are nevoie de suportul fiecăruia, da? Și de ce nu să ne strângem, știți cum, peste hotare, în Europa, weekendul sau meciurile e o sărbătoare mare. Aș vrea să avem și noi o tradiție, să avem și noi sărbători când ieșim pe teren să vedem tribunele, bine, poate prea exagerat, arhipline, dar să vină cât mai mult spectatori. Așa că vă rugăm frumos să susțineți din toate punctele de vedere, pentru că până la urmă fotbalul îl facem pentru voi și aici vă rugăm mult să veniți la jocurile tuturor echipelor care joacă. Mersi, Vlad, pentru că ai acceptat invitația. Mult succes la timona echipei Zimbru Chișinău și în următoarea etapă, când întâlniți acasă Sfântul Gheorghe Suruceni. Și deja mersi, rezultatele nu vor întârzia să apară cu siguranță. Mersi mult! Da, mersi mult! Seara bună! Stimați telespectatori, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv, în care am discutat despre echipa Zimbru Chișinău alături de antrenorul principal Vladimir Aga. Perspectivele acestei echipe sunt în continuare deschise spre un fotbal ofensiv, un 4-3-3, de ce nu, care să se aducă cu siguranță rezultate bune pentru echipă. Toate bune!